ardelean mă de sânge din neam în neam. Drept în faptă și-n cuvânt mă și cu suflet bun și blând. Om ca ardeleanul nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Cuvântat și el, avem codri și izvoare, călcăm aur în picioare. Om ca ardeleanul nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Sau bănățan mă, Oltean, Maramureșan, Dobrogean, Bucovinean mă, toți îl cinstesc pe ardelean. Om ca ardeleanul nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Cine în ardeal soprește, uită cât trăiește. În ardeal trăiesc și eu mă, mulțumesc lui Dumnezeu. Om ca ardeleanul nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Om ca ardeleanul nu-i pe fața pământului. Îi om fain cu fiecare, își are locul lui sub soare. Să trăiești, fecior frumos, să mai vii pe la noi. Mult noroc! Mulțumim frumos, mulțumim! Să rămână, să rămână! Vă pup! Doamne minunate de aici, de la Sălișa de Sus! Mătușa! Mariana! Tudora, Tudora, totdeauna greșesc! Să trăiască mătușa Tudora și cu mama Vicky, așa zic eu! Mulțumesc! Atâtea flori n-am mai primit de când mi l-a dat ultima dragoste a vieții mele. Mulțumesc! Da, acesta este Costel Popa și vreau să vă spun că ce am pățit eu la mine în sat, așa s-a întâmplat și aici. A fost la mine la lui Ieriu într-un an să cânte Costel Popa. Nimeni nu a existat în spectacol decât Costel Popa. Îi expert în a suci mințile la muieri. Felicitări, Costel Popa, și vă rog frumos să-l aplaudați. Și eu sunt mare și nu vreau să umbresc aceste domnișoare deosebite. Și vreau... Spune! Dă-mi voie, dacă tot m-ai atâțat.
Nu, să nu-l credeți. Eu sunt băiat liniștit la locul lui, așa cum l-a făcut mama. Fetele mă știu. Nu-l cunoașteți. Dar să știți că în viață întotdeauna m-am rugat lui Dumnezeu să-mi scoată în cale oameni faini, oameni cu care te poți înțelege. Și exact asta a și făcut, astfel încât mi-a scos în cale doar prieteni. Noi toți de aici, de pe scenă, în primul rând suntem prieteni, apoi suntem colegi. Și mulțumesc pentru asta în fiecare zi. Iar, de asemenea, eu am o soră, dar acum, de vreo 7-8 ani de zile, pot să spun că mai am încă două. Deci am 3 surori, niciun frate. Daciana și Suzana Vlad, pentru mine sunt ca niște surori. Noi întotdeauna ne-am prezentat așa în fața marelui public, adică a dumneavoastră, ca fiind tripleții. Ele au un frate pe Andrei, dar eu sunt... ălalaltul mai din spate, ăla de scenă, fratele de scenă. Așa că le mulțumesc că m-au primit în familia lor. Ați auzit, Tanti Vicky? Mulțumesc frumos! Vă pupăm! Da, să mulțumim, Costel Popa. Haideți!